Gâscă românească autosexabilă pe cuib. Clocește bine pasărea. Sunt mulțumit de ea. A ales o ladă potrivită, cu strat bundă, paia a făcut cuib căptușit cu puf, așa cum ar trebui să facă orice gâscă bună cloșcă. Acum o aștept să vedem ce face. Mare atenție la curent. Am vrut eu să mai spun într-o zi, într-un film, dar am uitat. Mare, mare atenție unde am plasat cuiburile gâștelor, să nu fie curenți de aer acolo puternici, pentru că riscați să le îmbolnăviți. Foarte, foarte grav. Deci mare, mare atenție la acest aspect. Nu îl neglijați absolut deloc.